În 23 august, un grup de ucraineni huțul din Maramureș a urcat pe vârful Popivan din munții Maramureșului și a înălțat drapelele României, Ucrainei și Uniunii Europene în cinsta zilei drapelului ucrainean, sărbătorită duminică 23 august și a zilei naționale a Ucrainei, celebrată în 24 august. Fiind aceste două evenimente importante și fiind în perioada de weekend, eu personal în calitatea care o am încă de consilier județean, împreună cu președintele Fundației Ucraininilor din România, Ucraininilor din România, Vasile Popovici, cât și cu directorul de cămine purtulare de la primăria Comunei Bistra, am organizat un eveniment ieri pe muntele Popivan, la o altitudine de 1937 de metri. Am organizat evenimentul cu deplasarea din localitățile ucrainene spre munte și am arborat cele trei steaguri, steagul Uniunii Europene, steagul tricolor românesc, cât și steagul Ucrainei, făcând un apel și fac un apel și am făcut și un apel acolo, așa, pentru a sprijini Ucraina să intre și în ea Uniunea Europeană, pentru că am avut o mare surpriză plăcută, ajungând acolo, am găsit în zona vârfului Popivan, că există așa un monument, sau să zic, un soclu, aproape 200 de turiști. Consilierul județean Nicolae Mișulec a precizat că ar fi extrem de important dacă și Ucraina ar face parte din Uniunea Europeană și își dorește ca aderarea Ucrainei la UE să fie susținută de România.